Bun regăsit! Astăzi, 11 martie 2023, suntem la Corbii de Piatră, deasupra complexului rupestru de la Corbii de Piatră, locul străbunilor noștri, al vechilor altare pelasge, trace, getodace, ulterior transformate în zone de pelerinaj creștin. Este un spațiu al regăsirii, a conexiunii cu rădăcinile noastre, atât fizice cât și din punct de vedere spiritual, un punct de regăsire cu străbunii noștri, cu creatorii noștri, cu alte civilizații care au trăit cândva pe aceste meleaguri, care și-au pus amprenta, de exemplu, civilizația uriașilor. Vă invit să călătorim spre interiorul ființei noastre, prin conștiința noastră, să ne conectăm la fluxurile informaționale, câmpurile cuantice, care ne vor fi deschise prin vibrația fiecăruia dintre noi. În numele a ceea ce sunt, cer deschiderea planurilor acum. Mulțumesc veghetorilor acestor spații că mi-au permis accesul. Mulțumesc spiritelor naturii. Vă mulțumesc vouă vânturilor că ați alungat norii și ați oprit ploaia, permițându-ne să fim în acest moment de meditație. Mulțumesc cerului și pământului. Indiferent de numele pe care voi l-ați purtat în decursul timpului, spirite veghetoare și creatoare ale civilizației noastre, spirite ocrotitoare ale viului planetar, spirite ale cerului, mărite zeu, mărite Zalmolxis, moștimp Uranus, mărite Gea, mărite Bendis, rea de odinioară, ființe înalte de lumină, cer permisiunea conexiunii dintre noi și voi, dintre noi cei de atunci, din acele timpuri și spații, prin conștiința noastră cu cei ce suntem aici și acum. Observ cu o viteză uluitoare cum călătorim. Tendința este să observăm că această călătorie are undeva loc în afara noastră, în spații îndepărtate, dar în același timp în microcosmosul ființei noastre, al conștiinței noastre. Punctul este un întreg și întregul cuprinde punctul. Percep și prezența uriașilor la nivel de conștiință colectivă, un mesaj pe care el transmit. În numele unei civilizații percep mesajul lor. În spatele meu simt prezența acestor entități
amprentele lor energetice. Este un sistem holografic în care le văd prezența, în acea dimensiune, în acel timp. Percep uriași mai înalți decât ei, decât cei ce-i găsim și regăsim pe aici pietrificați. Percep nivelul conștiinței lor atât de uriași, de aceea îi văd atât de înalți, ținând în palmă ființa om. Deci dimensiunea noastră este, în raport cu a lor, atât de mică, da? Exact cât ai ține un bibelou în podul palmei. În spatele acestor uriași văd entități și mai înalte, dar văd dintr-un plan mult mai îndepărtat, într-un mediu subtil, prezențe ale creatorilor noștri. Este o călătorie în timp, miliarde de ani, în acele miliarde de ani ale existențelor noastre. În timpuri pe care ne este greu să ni le amintim, dar care există cât o fărâmă în conștiința noastră. Suntem transpuși în timpuri îndepărtate. Percep ca o imensă mare energetică, ca și cum se ia o părticică din acea energie. Văd acea mare ca o suprafață lăptoasă, ca un nor, care conține energie. E ca și cum îmi spune exact imaginea aceea de laborator, când în azot, vaporii de azot, îi vedeți așa, alburii, ca și cum se scoate din conservare. Se menține o informație din ADN cu atâta grijă. Observ ca și cum aș îndrepta spre timpurile noastre, cum, ca un rezumat văd al informației, cum fiecare civilizație, forme în care noi am existat, am traversat acele dimensiuni, timpuri și spații, am existat ca entități energetice. Au făcut la rândul lor un salt firesc spre dezvoltare, dar apoi și spre regres. Ca și cum se dă într-o cursă, ca într-o ștafetă, sămânța esenței noastre. Acel ADN este purtat de la o civilizație în altă civilizație, o civilizație nouă care se naște, se dezvoltă, piere, apoi este transferată într-o altă civilizație,
Da, sunteți călători prin spațiu, dar și în timp. Celulele voastre vibrează în funcție de cele două coordonate, spațiu și timp. Percepția acelor dimensiuni variază. Vă manifestați diferit în funcție de vibrația spațiului în care existați. Văd că se aduce la prezent, nu se mai vorbește de un trecut evolutiv. Observ pe coloana vertebrală. Cum se implementează ca o baghetă energetică pe măduva spinării, în celulele măduvei. Ideea de verticalitate, care are mai multe conotații. Nu este vorba doar de postura fizică. Este vorba și de trăsături morale, spirituale, demnitate, curaj, dreptate. Prin creștetul capului, această baghetă energetică, o văd de culoare alb cu reflexii albastre. Este unită, este posibil în momentul acesta să simțiți ca o ușoară vibrație pe creștetul capului, se creează o conexiune cu un spațiu. Vine ideea de o structură energetică de alimentare. Este sursa, așa cum o denumești tu, mi se spune. Prin care coboară fluxuri energetice și informaționale către ființa voastră. Eu percep în continuare spatele, coloana vertebrală foarte calde. Întreg spatele, dar în special pornind din creștetul capului la terminarea coloanei vertebrale. Trezirea ființei din voi, mi se spune. Are legătură și cu activarea energiei Kundalini. Observ, pornind de la chakra rădăcină, pornind, cum se formează benzi, efectiv spiralate, care ne înconjoară ușor. Înălțându-se, sensul este ascendent, spirala urcă ușor, trecând prin fiecare chakră, un punct de intersecție cu câmpurile noastre, cu centrii noștri energetici. Este în dreptul plexului solar, se îndreaptă spre chakra inimii.
Urcă ușor. Ajunge în cel de-al treilea ochi, glanda pineală. Și acest flux energetic spiralat, ajungând odată la câțiva centimetri deasupra chakrei coroane, deasupra creștetului capului, se revarsă exact ca într-o fântână arteziană, de jur împrejurul corpului, formând un halo de lumină. Ca o perdea energetică care ne învăluie. Nu este timp și nu este spațiu în universul pe care acum îl percepi. Sunteți într-o altă dimensiune, cea a sufletului vostru spirit, al conștiinței voastre. Totul este aici și acum. Fără a stabili coordonate. Este posibil să simțiți un ușor balans al corpului. Densitatea corpului fizic nu o mai simțiți deja. Eu una nu o mai simt. Nu mai simt nici pământul de sub picioare ca o stare de levitație, de imponderabilitate pe care o simt. Mi se spune să privim în noi. Fiecare dintre noi va avea conștientizări personale în acest moment. Îmi spune să vă las câteva secunde văd corpurile noastre în varianta energetică, structura noastră eternă. Fiecare dintre noi avem activate în acest moment forme diferite informaționale. Spun forme pentru că văd în fiecare dintre noi se derulează niște figuri geometrice sub forma unei scrieri, într-un fel, un șir, dar de figuri geometrice. Fiecăruia dintre noi este revelat un cod diferit. Mi se arată universul
întreg universul. Ca și cum am fi călător printre stele. Observ că odată cu atingerea planetei, fiecare dintre noi atingem solul Terei. În momentul în care atingem într-un fel de întrupare, de așezare, de contact, prim contact al nostru, fiecare dintre noi dezvoltăm din ființa noastră anumite, eu văd ca niște rădăcini, dar diferite, care se prind de Terra. Conexiunile noastre sunt foarte variate. Aceste conexiuni energetice, eu le văd și într-un sistem al luminii colorate. Au fascicole luminoase diferite, unele cu galben, verde, roșu, albastru, fiecare are o multitudine de astfel de rădăcini, dar fiecare în parte are mai multe nuanțe, rădăcini de diverse culori. Poți să zici că sunt multicolore, fiecare rădăcină în parte are mai multe nuanțe, nu una singură. Într-un fel înțeleg că este vorba de formele de manifestare particulare, de programele pe care trebuie să le derulăm în manifestarea noastră, atât de diferită. Legătura noastră cu Pământul. Există un flux reciproc din Pământ. Văd ca în oglindă rădăcinile, dar răsturnate, dar venind cu fluxuri de lumină albă către cele multicolore ale noastre. Și practic se cuplează. Are loc acum un transfer de la nivelul Terei către ființa noastră. Zice, ascultați glasul Pământului vostru. Este codat mesajul referitor la menirea voastră. De ce ați venit voi aici la întrupare? Urcă aceste fluxuri energetice până la nivelul creștetului capului, prin ființa noastră. Are loc o alimentare, aș putea spune, și cu energiile Pământului în acest moment. Ploaia care acum a început purifică spațiul. Observ anumite tipuri de energii care, în momentul ăsta, energii de care nu mai avem nevoie, programe, structuri energetice, care sunt curățate prin această ploaie și fizic și energetic.
Cerul se revarsă pe pământ, permițându-i pământului să-și dea roadele. Prin această ploaie este un echilibru firesc cel pe care îl simțiți acum. Este o senzație de ce simt e exact de bucurie, sentimentul de împlinire. E ca și cum înțelegi ceva ce până acum n-ai putut percepe sau ți-a dat bătăi de cap. Este posibil să aveți niște conștientizări legate de existența voastră în această lume. Chiar și legate de probleme cotidiene, de situații de viață. Mi se spune să vă transmit. Atingerea punctului de echilibru depinde de fiecare dintre voi. Prin noi, prin fiecare dintre noi, se manifestă aspecte multiple a ceea ce suntem. Este posibil să aveți o revelație despre voi înșivă, să vă percepeți într-o anumită formă, în un anumit stadiu sau mai multe forme. Voi sunteți entități complexe. Observ că începe ușor câmpul să se restrângă. Zona în care suntem până acum a fost inundată în lumină. Corpurile noastre se aliniază perfect în acest moment, pe structura noastră fizică din acest timp și spațiu, revenind ușor, conștienți de prezența noastră aici și acum. Când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii, începeți întâi să vă simțiți corpul. Revenim la densitatea acestei lumi, rămânând active informațiile, trăirile și câmpurile energetice activate. Revenim ușor. Pare că a fost o călătorie spre amintirea ceea ce suntem. Cam asta a fost tema, din ce deduc eu, succint aici și acum. Să ne amintim ce suntem și cine suntem. Și astfel, lumea este schimbată.